Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi are loc concursul organizat de Adrian Lazar și Nada CMB. A avut loc extragerea standurilor. Am tras standul numărul 9. Până pe malul celălalt sunt în jur de 150 de metri. Nu știu dacă, adică cu siguranță malul nu o să-l ajung. Patul de nadă pe care îl voi face e în 40 de metri. Am găsit acolo o structură cu denivelări și este puțin mai tare substratul. Și voi încerca în primul rând în această distanță. Dacă nu răspunde acolo unde am găsit acele structuri, mă voi declipsa și voi merge un pic mai în față, din 2 în 2. Dacă nici acolo nu dau de ei, voi recurge la distanța de 120, cealaltă lansetă, vom încerca să dăm de pești cât mai repede. Interesul nostru este să pescuim cât mai aproape, nu la distanță, dar vedem ce va fi. De adăugat ar fi faptul că astăzi pescuiesc pentru prima dată cu Nada CMB. Această gamă este formată din mai multe tipuri de nadă. Este destinată exclusiv pescuitului la feeder și o putem găsi în mai multe variante, cum este nada de krill, nada roșie, nada extra portocalie, este nada pe bază de făină de cereale. O altă variantă este nada extra verde, care are la bază cânepa. De asemenea, mai avem varianta de micropeleți de 2 mm și 4 mm. Ceea ce voi folosi în partida mea este nada roșie și cea pe bază de cânepă. Jumătate aproape. Ce nervos e o băiatul.
e mai îmbrăcat. Așa pare. A luat-o, a luat-o spre tine acum. Ai vrea și tu să fii acum să pescuiești, da? Dar mi-e greu să pescuiești singur. Deci te-am mai fost pe la pescuiești. Lasă-mi, ia mâna, ia mâna. Nu-l forța că... E supărat. Aici, dă-te la o parte, te rog. Lasă fi. Să fie mai mare. Ai văzut dacă vorbești frumos cu el vine? Oh, e ten. N-am știut că-i ten. Oh, dai frumos. Lasă-mă, dă-te la o parte. Dă-te la o parte, te rog. A obosit. Da, asta. Asta, da. Gata, lasă-l acolo. Să-mi fac și mie poze cu el, dar stai să arunc. Cel mai mare ten care l-am prins vreodată. Vedem acum, nu știu. Da, mă... Poftim? Da?
A, ați fost la antrenament. Ce vorbești, mă? Mi-am doi cârligul, băi. Corda. Da, la de 12. E mic pentru el? Ia uitați-vă, mi-am doi cârligul. Cum ți-am dat? Pur și simplu, uite. Era și mie cârligul? Dacă mai prins vreo 2 din nu știa ăla e, nu? Mm-hmm. O să ne aducă și nu. Da? E sigur? Mm-hmm. Вода нервоз ему. Ну, по кому сапаре кайда дей? Supărat pe vânt, a început vântul să bat. Și noi... Și nervos e. Dar nu
te-am lăsat, m-am dus și eu până la WC, nici n-am apucat să-mi fac nevoile cum trebuie. De păstrare, adu-l tu aici. Pune-l acolo lângă. E crap! Ce crap! Ce oglindă e! Da, luptător e, frate. Papion? Luptător e. Mamă, mamă. Ăsta câștigă concursul? Frumos, rău. Cred că are 10. Ți-a făcut Cristofor, yes! S-a bucurat. S-a rupt și miciogul. S-a rupt miciogul. Cheeseburger. Rămâne, mamă. Da, filmezi tu. În primul rând, mulțumim pentru prezență la prima ediție a cupei CMB Method Feeder. Grab. Felicitări tuturor pentru participare. Felicitări celor care au pescuit mai bine. Haideți să nu mai lălăim că ne apropie furtuna. Mulțumim sponsorilor Fabrica Dănadă, CMB Carp. Pentru premiul
fabrica de nază și o pungă CMB. Vom începe cu diplomele de participare. Mădică Mircea a plecat. Chilău Gicu. Mircea Matescu. Alexandrescu Toni. Dinu Cristian. A plecat pe rând. Alexandrescu George. Ce s-ar zice, fratelu? Domnul fratele lui Toni. Beacă Marian. Bine, Beacă. Clarul a fost între. Opa Silvian. Bine, Silvica. Virgil Boldor. Golban Robert. Rezoianu Robert. Dorin Salam, pardon, Radu Dăscălescu. Ihalache Cristian. Bine. Domnul Ion Florin. Bă, problema știi care e? Chiar să urci iară, nu stați să se poți. Domnul Coman Gabriel. Domnul Dragomir Georgian. Poți faci mișto că plecat. Domnul Eugen Șerban. Diploma pentru cel mai bun arbitru a fost unul singur. Bine! Acum să trecem cu premiații. Începem cu cea mai mare captură. Domnul Ungureanu Iulian cu un gram de 10.520. La ce l-ai luat? La acum vom începe cu primii patru clasați. Pe locul 4, felicitări domnul Oclean Bogdan. Locul 2. Nu, mai Asociația Pescarea Mărășteni, domnul Labău Marian. Bravo!
Câștigătorul concursului Cupa CMB de Dotfeeder niciodată nu e prea târziu, Nicuratul Vasile Florian Cristian. Bravo, Nicule! Forța Cristaxi! Am o rugăminte, dacă există o contestație sau e cineva nemulțumit sau îi se pare că avea mai mult, vă rog, anunțați acum. Să pui și tu clasamentul.